Only Teardrops i-a adus lacrimi de fericire artistei Emily de Forest. În 2013 a câștigat trofeul Eurovision Song Contest. Compozitoare și interpretă, Emily va cânta acum această melodie de succes și în finala selecției naționale de la București. Invitația de a urca pe scena selecției naționale mă onorează. Duminică voi cânta pentru prima dată în țara voastră, așa că aștept cu nerăbdare să intru în atmosfera boemă a micului Paris. Neziri, câștigătoarea Cerbului de Aur, revine în România pentru a încânta și publicul Eurovision România cu un recital special. Artista nu este la prima experiență Eurovision. La 16 ani a participat la selecția națională din Albania cu o compoziție proprie, Piedestal. După experiența fabuloasă de la Cerbul de Aur, am primit cu bucurie propunerea echipei TVR de a cânta pe scena Eurovision România. Revin cu mare plăcere în țara voastră, unde mă voi reîntâlni cu profesioniștii pe care i-am cunoscut la Brașov pentru un nou proiect important în cariera mea. Finala selecției naționale va avea loc duminică la Sala Polivalentă din București. La finalul show-ului vom afla cine își va împlini visul de a reprezenta România pe scena din Tel Aviv. Doar 12 melodii au rămas în cursă. Dare to Dream, îndrăznește să visezi, este sloganul Eurovision 2019, la care s-au înscris 42 de țări.